lumea, bun venit la un episod, da? Care și azi o să fac un toy review, al doilea toy review, la cea mai tare poșină. Azi e primul toy review la pisici. Yay. Ok. Asta am vrut-o de mult timp. Am găsit-o la Cărturești, era ultima. Poate o să vină Marfa și o să vă dea alta și o să găsiți alta. Mai sunt cu puzzle. Ok, continuăm. Și scrie Pushin, a magic kitten. Aici este Pushin cu un coif. Aici sunt prăjiturile și dulciuri, iarăși Pushin, a magic kitten. Aici este un alt caracter, prietenul Pushin. Mă uită la Pushin foarte mult. Aici scrie 7 dolari, virgulă 95 de bani în US. Ai, yes. În SUA și 10 dolari, 50 de bani în Canada. Ok. Aici sunt dulciuri iarăși, Pushin Magic Kitten. Și suntem înapoi. Sus aici, iarăși scrie Pushin Magic Kitten și asta. Nu știu ce am uitat numele. Și hai să despachetăm cutia. Cutia este cu bulinuțe. Foarte tare. Mai este un warning aici. Warning. Este și în altă limbă. Hai să despachetăm. Ok. O să vedem noi. Și simt o pungă. Wow! Cât de multe chestii. Prima oară să vedem această chestie. Aici este înăuntru. Și aici este afară. Au. Ok, acum să luăm punguța și să dăm totul jos ce e din ea. Am dat totul jos ce e din ea și hai să vedem. Avem o căpșunică. Ah, sunt magnete! Am realizat. O căpșunică. Bup. Nu știu ce e asta. O înghețată. O boxă. Sau boxă din anii 80. Nu știu cum era. Aceasta care este și pe cutie. De-a lui Pushin. E un magnet. Și am realizat că și Pushin e magnet. Ok. Aceasta, o parte din nu știu cum, da, o parte din aceasta, o inimă, cartofior pai, încă o inimă, o șapte, o coadă de unicorn, de ponei, alta cum se numea, Pushin, un salut în engleză, hi, fiindcă asta e din America, un burger, n-am nicio idee ce asta, prietenului Pushin, o fundiță, ochelari,
am o cească de ceai, o floare, un suc, wow, un suc, un cookie, nu știu cum se numește în română, un corn pentru pușin, o prăjitură, încă o prăjitură, o șapcă de șef, donut, nu știu cum se zice, gogoasă, da, dulce, nu știu cum se numește, iarăși prăjitură și pizza. Și lucrurile acestea poți să le pui pe pușin și pe prietenul său. Nu uitați să dați like, subscribe și să împărțiți cu prietenii voștri acest toy review. Și să-mi dați idei de videoclip. Vă rog, frumos. Mulțumesc! Ne vedem data viitoare! Pa, pa! Wow, i-a căzut șapca.